Salutare, sunt Raul Jurchela. Hai să vedem împreună cele mai importante informații ale zilei. Astăzi afli că intersecțiile din Timișoara se vor umple de camere de supraveghere până la sfârșitul anului. Vor fi montate în 130 de locații. Afli apoi că la spitalul județean au descins mascații. Au fost percheziții acolo în această dimineață. La final vezi pentru ce au fost amendați bicicliștii din oraș. În Timișoara vor apărea sute de camere de supraveghere în marile intersecții. În peste 130 de locații vor fi montate echipamente de supraveghere a traficului, iar de anul viitor sistemul va intra în funcțiune. Vizați direct de supraveghere vor fi șoferii care trec pe roșu sau care nu respectă regulile de circulație. Programul de supraveghere a traficului va demara după mai multe contestații și timp pierdut. Mai multe afli pe tion.ro au fost percheziți în această dimineață la Spitalul Județean din Timișoara. Vizat a fost șeful clinicii de chirurgie vasculară de acolo, medicul Mihai Onac. Au fost controle la locuința acestuia, la spital, dar și la o a treia locație. Acuzațiile aduse sunt extrem de grave. Operații estetice făcute ilegal în clinică, de fictive și de de medicamente care ridică semne de întrebare. Medicul Timișorean a fost dus după controle la parchet, acolo unde dă explicații în fața procurorilor. Mai multe detalii ai pe tion.ro A plouat cu amenzi joi pentru bicicliști în Timișoara și județul Timiș. Polițiștii au luat în vizor din cauza numărului mare al accidentelor în care au fost implicați cei pe două roți în ultimul timp. Petion.ro tion.ro vezi care au fost principalele motive pentru care au fost date sancțiunile. Cam atât pentru astăzi, ne vedem și luni de la aceeași oră, până atunci rămâi pe